ACS Volei Municipal Zalău dispută miercuri 25 noiembrie un nou joc pe teren propriu în campionat. După victoria cu 3-0 obținută duminică în fața liderei diviziei A1, gruparea de la Poalele Meseșului primește mâine vizita nou promovatei LMV Tricolorul Ploiești. Neînvinsă în ultimele 4 partide disputate, 3 în campionat și una în Cupa CEV, vicecampiona României la volei masculin, echipa ACS Volei Municipal Zalău speră să continue seria jocurilor bune și în partida de miercuri seara, când va primi vizita nou promovatei LMV Tricolorul Ploiești. Adrian Feher și colegii săi au avut parte de un start mai greoi în campionat și au pierdut primele 2 partide la limită, scor 2-3 pe teren propriu cu Arcada Galați și mai apoi cu 3-2 pe terenul campioanei CVM Tomis Constanța. Cele 2 partide au fost date uitării de voleibaliștii zălăuani, care au bifat apoi 3 succese clare în ultimele 3 partide disputate în campionat, toate câștigate în minim de seturi, în fața echipelor CS Universitatea Cluj, CS Unirea Dej și ACS Volei Caransebeș. Pe lângă cele 3 victorii din campionat, vicecampionii au făcut în urmă cu o săptămână o partidă mare în fața galonatei echipe a Galatasaray-ului din Istanbul, grupare pe care zălăuanii au învins-o pe teren propriu cu scorul de 3-1, iar mai apoi au eliminat-o din Cupa CEV, după ce s-au impus și în setul de aur. Mâine seară, cu începere de la ora 18, echipa antrenată de Stoian Stoiev și Bogdan Nicolae, aflată pe locul 4 în clasamentul diviziei A1, primește în cadrul etapei a 6-a de campionat vizita echipei clasate pe locul 5, LMV Tricolorul Ploiești. Chiar dacă gruparea ploieșteană este nou promovată în divizia A1, partida se anunță a fi una dificilă pentru Leonardo Dal Bosco și coechipierii săi. Tricolorul are un lot valoros, iar printre jucătorii care apără culorile clubului ploieștean se regăsesc mai mulți voleibaliști care au trecut și pe la gruparea de la Poalele Meseșului. Alături de Gioco Iosifov, fost campion al României cu CSR Mat Zalău, în lotul echipei din Ploiești se mai regăsesc liberoul Alexandru Călin și Cosmin Ghimeș. Startul partidei dintre ACS Volei Municipal Zalău și LMV Tricolorul Ploiești este programat miercuri 25 noiembrie la ora 18 și va fi condus de Paul Sabo Alexi din Oradea și Dinu Olăhiț din Baia Mare. În cadrul etapei a 6-a se mai dispută alte 5 partide: AS Volei Club Caransebeș, VCM LPS Piatra Neamț, CS Arcada Galați, CS Dinamo București, CVM Tomis Constanța, CSM București, CSU Cluj, CSU Știința Explorări Baia Mare și CS Unirea Dej, CCMU Craiova.